Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună dimineața și bine ați venit la o ediție specială astăzi de Fanatic Superliga. Emisiunea va fi împărțită în trei bucăți, o să vedeți imediat despre ce este vorba, iar apoi în jur de ora 13.30, 13.45 de minute va începe Suflet de Rabidis cu Robert Niță și Lucian Ionescu, care au un invitat cu totul special, o să vedeți în jur de 13.30 despre ce este vorba. V-am pregătit astăzi o emisiune cu totul specială, pentru că și invitații sunt cu totul și cu totul special. În prima parte o să fie un dialog, un interviu de tip podcast, unul la unul, cu unul dintre cei mai îndrăgiți analiști ai noștri. Nu e doar analist, este și un prieten foarte, foarte bun, care, după cum știți, a fost încercat. Îi spun bună dimineața și bine a revenit lui Dănuț Lupu. Mulțumesc frumos de invitație și bine te-am regăsit. Și eu la fel. Mulțumesc. Ce ai zis? Că ți era dor? Că l-am întrebat... Mi-era dor de melodie la început. De melodia de pe generic, de la Fanatic, da. Da. L-am întrebat, zic, înainte să intre genericul, zic, Dane, ți-a fost dor de Fanatic? Și zice, bă, îmi place melodia asta, Romi. Era dor așa de melodia asta de la început. Bun. Dănuț Lupu este alături de noi. O să stăm de povești așa aproximativ o oră și o să ne povestească, mă rog, prin tot ce a trecut, și cu bune și cu rele, pentru că e o încercare, da? Să stai totuși câteva luni de zile în spatele gratilor nu este ușor pentru nimeni în lumea asta. Plus că eu o să rămân, poate sunt și subiectiv acum, pentru că eu îl consider pe Dan unul dintre marii mei prieteni, ca să spun așa, pe lângă că el e un om fantastic, consider și că s-a exagerat total în cazul lui. Mă rog, nu o să stau acum neapărat să fac eu, să mă pun eu în locul justiției. Bun, Dane, hai să o luăm așa încetişor. Și ți-am zis să-ți mulțumesc că ai venit. Știu că nu-i simplu totuși. Tu ești un tip curajos, dar nu-i simplu totuși să apar public după... Știi cum e? Mulți ar fi fugit, s-ar fi ascuns. Ar fi spus, Horică, da, știi, te iubesc, fratele meu, nu știu ce, dar bă, lasă, mai lasă-mă o lună, mai lasă-mă două, nu știu ce. Așa, așa, apropo, Dănuț, cu ocazia asta se întoarce și analist la Fanatic și avem treabă multă, că acum avem emisiuni și pe prima m-au zis, vai de fundul lui, da? Nu știe, nu știe ce l-așteaptă, da? Mai bine să mai gândea, că nu știe ce l-așteaptă. Dane, cât ai stat? Câte zile? Ai numărat zilele? 6 luni fără 5 zile. Deci asta înseamnă 5 ori 30, 150 și cu încă 25, 175 de zile? Cât de greu a fost? Da, nu pot să spun că a fost ușor, nu pot să spun nici că a fost greu. Poate și datorită faptului că orașul ăsta e mare, am foarte mulți prieteni, nu sunt toți sfinți, nu există pădure fără uscăciune. Da, totuși trebuie să recunosc, pușcărie e pușcărie. N-avem nici niște condiții să spui că ok, nu pot să numesc pușcărie, nu pot să spun că... Da, totuși nu cred că un om civilizat poate să stai acolo. Da, stai, n-ai ce să faci. Asta e sentința. Deci ai numărat zilele și sunt 175 de zile, atât ai stat, nu? Da. Deci 6 luni fără 5 zile? Da. Fix 6 luni. Deci dacă mai dura 5 zile, făceai jumătate de an. Da, făceam jumătate. Jumătate de an, bun. Deci, de ce spui totuși că n-a fost nici chiar atât de greu? Deși pușcărie e pușcărie, știi cum e? Doamne ferește, nici o zi să nu-ți dai. Horea, când m-am hotărât, multă lume spunea că n-am să mă întorc. Da, că nu te vei preda. Că n-am să mă predau. Am urmat discuții cu familia. Dar ai avut gândul ăsta? Sincer, da. Chiar te-ai gândit să nu te predai? Da, sincer, am vrut să nu mai vin în România. Așa? Chiar cu toate riscurile de rigoare? Care riscuri? Păi, îți dai seama. Aveam o condamnare de 7 luni. Stai 2 ani să grațiezi. Deci n-aveam un pedeapsă de 10 ani să spui că... Știu, dar știi cum e, te hărțuiau, te cereau extrădare. Păi care, alții cum stau afară și nu mai cere nimeni. A, da, stai, alții stau cu anii și nu se mai întâmplă nimic. La tine zici că era, ziceai că ești infractor. Pe mine, știți de ce, mai mult am venit și m-am predat? Fiindcă nu mă consider
cel mai mare pericol la România. Până la urmă, am făcut o faptă de copil. Da? Plăcerea mea de a conduce m-a adus aici. Și m-am măturat, am zis, dacă plăcerile se plătesc în viață. Și de aia și vine și m-am predat. Scuze. Da, ești foarte emoționat. Da, ești foarte emoționat și nu stai liniștit. Ștergeți lacrimile, ca să zic așa. Ia o gură de aqua de la prietenii noștri. Ai înțeles? Ia o gură de aqua, hai, hidratează. Știi? De ce ți-au dat lacrimile? Pentru că consider că totul a fost exagerat, nu? Consider că ai fost... neapărat a vrut să dea un exemplu că te cheamă lupul, nu? Cred că asta e în sufletul tău. Adică consider că nu meritai asta, nu? Te văd, te simt. Orea, în primul rând, dacă făceam un accident, dacă omoram pe cineva, spuneam da. Dar n-am făcut nimic. În afară de gravitatea faptei că, într-adevăr, da, am condus o mașină. Dar te uiți la televizor și când vezi atâtea sau atâția care fac ceea ce fac... Stai, care spune ce fac, care omoară... Omoară lumea... Omoară copii. Și nu-ți mai duc la pușcărie. Bun, dacă așa au considerat, m-am dus. Îți curioz acum ce o să mai zic. Ce o să mai fac? A fost grea hotărârea când ai luat hotărârea cu familia să te întorci? Să te predai? Curia, da. M-am gândit în primul rând la băiat, la soție. Puțină lume știe. Eu stau... Da, bă, te rog eu niște aqua. Hai să-i facem și un farmiz reclamă. Hai să bem niște aqua. Aqua. Cea mai bună apă. Aqua carpatică. Da, mai înțeles? Cred că ți-era dor și de aqua. Normal. Ai văzut, stăm bine pe protocol aici la Fanatic, da? Dacă nu... Ai avut aqua? Nu. Acolo? Nu, mi-a lipsit de totalitate. Eu stau și cu părinții mei, stau și cu soacră mea. Au peste 80 de ani, eu am grijă de ei. Gândește-te că așa că sunt sarcina soției, nu se pot deplasa. Să te duci să le faci cumpărăturile, să le iei medicamentele. Să le faci de mâncare. Nu-i chiar așa ușor. Dar atât eu cât și soția mea, am trecut peste încercarea asta. Și mulțumesc și băiatului și ei. Și uite, mă uit la niște imagini. Măi, eu nu înțeleg și România asta. Mă, ce-am făcut? Până la urmă am venit și m-am predat singur. De ce trebuie să-mi pui cătușe? Că mă predau singur, vin singur eu. De ce trebuie să-mi pui cătușe? Ca să nu mai spun că... Da. O să mai fac o emisiune cu tine peste o lună, chiar te rog frumos. Și... O să spun mult mai mult. Am multe de spus. Dar... Cum s-au comportat cu tine? Nu, Doamne ferește, n-am ce să reproșez Horea nimănui. Mai ales angajații penitenciarului sau... Da, Doamne ferește. Uh-huh. Până la urmă, niște oameni care sunt angajați și fac ceea ce li se spun. Nimic altceva, n-am. Uh-huh. Dar ce te-a deranjat așa tare? Ce te-a durut, de fapt? Nu deranjat, că e un cuvânt mic deranjat. Ce te-a durut? Nu știu dacă e normal atât timp cât vrei să dai exemplu un om, totuși omul are niște drepturi, da? Eu normal trebuia să vin de pe 7 martie acasă.
au spus că am mai beneficiat de clemență. Ce clemență? Am fost prins, mi-a dat 6 luni. Cum dă la toată lumea. Unde e clemența? Nu cred că există în ghilimele. Până la urmă, asta am fost. Nu. Deținut care în 4 luni să aibă 15 zile câștig, să n-aibă un raport, să nu aibă nimic, că am fost la toate cursurile posibile și imposibile și să-mi spună că nu m-am reabilitat. Deci undeva există și o răutate. N-am, până la urmă așa au vrut, așa au dorit, n-am. Te-ai simțit că ți-au luat demnitatea? Onoarea? Că... Ori, atâta timp cât te pune 2 judecători liberi. Și se trezește cineva și spune nu. Ce înțelegi? Probabil trebuia să fii dat un exemplu. Păi, dar de ce tocmai eu? Ce am făcut? Că ești lupul. A, că mă cheamă lupul, am înțeles. O să mă duc și o să rog pe mama și pe tata să băie, te schimb numele. E, dar poți tu să ți-l schimbi, să te duci să ți-l schimbi. Știi? Poate și datorită faptului că poate mulți au crezut că o să-mi închidă gura sau că poate o să mă schimb. Niciodată nu o să fac lucrul ăsta. Fică le-am demonstrat și cu chestia asta că am greșit, m-am dus și am plătit. Că ai demnitate, adică? Că am demnitate, că am caracter. Am cunoscut și am să cunosc pe cine cred eu că trebuie cunoscut și vorbi de el, nu ceea ce vor alții. Pe bun, dar cum? Adică e și altceva ce nu știm noi în spatele condamnării tale? Ori ți-am promis că peste o lună, două, o să spun. A, deci există și altceva? Da. Păi, dar pe cine ai deranjat? Că păi nu știu, ore. Că tu nu ești implicat în politică. Ore, nu știu pe cine am deranjat, pe cine nu am deranjat. Dar ți-am spus, într-o lună, două, să aduc niște părtii să te uiți pe ele. Să vadă lumea. Adică ce pericol ești tu pentru societate? Nu pentru, cum să spun, cei care au putere. Adică ce pericol ai? Păi nu știu, ore, întreabă, la un moment dat aș fi curios să-i întreb și eu. Cum a fost, Dănuț, cum a fost când ai intrat în închisoare? Cum ai fost primit? Povestește-ne puțin despre lumea de acolo. Teoria, ți-am spus. Din câte știam, ți-am spus, poate și datorită faptului că am foarte mulți prieteni care poate unii dintre ei au fost și ei pe la... Bastilia, cum zice neamitică, Bastilia. Bastilia. Așa zice neamitică, Bastilia. Da, așa. Am prins, s-a făcut o secție nouă, 8 și 9 acum. Da? Unde ai stat? Unde ai fost? Întâi, asta iarăși nu înțeleg, spune că te duce pe la Rahova și te ține 2 săptămâni în carantină. Carantină care nu înțeleg. Adică ce înseamnă carantină? Nimic, te ține într-o cameră care vai steaua ei, că așa sunt camerele pe carantină. Unele mai au și mergători, altele mai au și așa. Șerpălăi? Da, nu. Și șobolănei, da. Și de toate, am înțeles. Vrei, nu vrei, te descurci, n-ai ce să faci. Așa. După care am fost mutat pe secția 4. Practic, carantina asta este să te sperie? E obligatoriu. Și nu. Te este sperie? Nu. Ei spun că carantina asta o faci ca să ți se facă niște analize, să vadă dacă ești apt sau inapt. Aha. Nu te bagă nimeni în seamă, Horia, stai liniștit. A nimeni, a? Adică ce, ești izolat 2 săptămâni, nu? 2 săptămâni, ești izolat. Ieși, ai voie să ieși din camera aia? Da, te scoate o oră sau 2 ore pe zi într-o curte. Doar te plimbi, atât, cât nu? E studio aici și te plimbi, nimic altceva. Aha. Și stai 2 săptămâni în carantina aia, care tu spui că este frecție la picior de lemn, nu? Da, eu chestii care nu înțeleg de ce ție. Nu-ți face nimic, nicio analiză, nu te întreabă nimeni nimic, nu-ți face nimic, nimic. Te ține acolo 2 săptămâni, carantină. Da. Bun, și după aia? M-am mutat pe secția a 4-a, unde sunt... Secția a 4-a, la mai zi-mi o dată. Deci unde ai fost? Am fost pe secția a 2-a, că secția a 2-a... Nu știu, dar unde ai fost exact? La Rahova. La Rahova, da? Numai la Rahova. Numai la Rahova. Numai la Rahova. Și carantina tot la Rahova. Carantina numai la Rahova se face și la Vanare carantina. A, bun, ok, da. Așa. Și te-au mutat pe secția la... A 4-a. A 4-a, bun. No.
M-am mutat pe secția a patra după 3 săptămâni, o lună aproape. Făcusem cerere să mă mut la Jilava, fiindcă ce să-i mulțumesc și pe calea asta lui Becare, lui Gigi, pentru efortul pe care l-a făcut. Mi-a făcut către penitenciar să faci o adresă în care spui că ai nevoie de 10 zugravi, 10 nu știu ce, și dacă penitenciarul e de acord, te lasă să te duci sau nu. Pe Rahova nu te lasă să ieși la muncă exterioară, fiindcă nou personal și nou niște telefoanele necesare să-ți dea telefon. Fiindcă pe Jilava îți dă telefon, pleci, vii după amiază. Condiții mai bune, adică la Jilava. Mă rog, au ei sau mă rog. Condiții bune, ce tot pușcărie, nu există condiții bune. Bun, hai că revenim. Nicăieri. De Gigi a făcut hârtie. A făcut hârtie. Și ce a zis? Că te-a luat zugrav, nu? Ce ți-a zis? Nu. Să te, ce să mă pună, are nevoie la centru de copii și juniori de un antrenor. Așa. Deci s-a ținut de cuvânt, Gigi. S-a ținut de cuvânt, Gigi. Ce, bă, ce om. Bă, ce om. Calea asta. Bă, ne, Gigi. Care, hai să spun ceva cu Horea. Eu n-am jucat în viața mea la Steaua. La, nu pot să-i reproșez ceva acestui om? S-a oferit singur. Care, acest lucru trebuia să ofere alții, de fapt. Nu el. Nici de cum el. Da. Da? Păi trebuia să vină de la Dinamo o hârtie de genul ăsta, nu? În primul rând. Sau de la Rapid? Da, nu știu. De la Dinamo, că tu activai la Dinamo. De la Dinamo nicio hârtie, nu? La Dinamo? Da. Mă fac să râd. Da, au conducere nouă, le urez multă baftă, îmi doresc din tot sufletul. O să revin și la echipa asta, care chiar îmi doresc din tot sufletul să promoveze anul ăsta în divizia B. Și țin să le transmit unora că pe echipa asta eu am înființat-o, eu am făcut-o. Te referi la echipa de la CS Dinamo? La CS Dinamo. Care are șanse de promovare în divizia B. Da, care au șanse de promovare. Și ce le transmiți? Că? Că n-am să fiu gelos niciodată pe o echipă pe care am creat-o eu. Pe care am ținut-o 3 ani de zile. Pe care mi-am lăsat copilul și nevasta de multe ori pentru această echipă. Și niciodată nimeni nu se poate să-mi ia meritele. Meritul care l-am și toată trupa de oameni care am făcut pentru echipa aia. Și care te-au abandonat fără niciun fel de regret, nu? Nu m-a abandonat echipa, fiindcă... Mă rog. Ce e de acolo? Da, în sfârșit n-are... N-au făcut hârtie să te ajute cu ceva, nu? Nimic n-a venit de la CS Dinamo. Ori am așteptat ce puțin să vină odată unul să mă vadă. Unul, nu? Un om. Nu un om anume. Nu, un om. Puteau să trimită și femeia de servici. Dar să-i văd că e interesat. Nu e interesat deloc. Deci n-a venit nici măcar femeia de servici de la CS Dinamo să te viziteze un minut? Nu. Să te întrebe, ai nevoie de ceva, Dănuț? Nu. Nimeni. Niciun telefon? Nu. Gândește-te că... Băi, frate, băi, Doamne... La mine a venit... Lucescu, ne-a venit cea? Care... A venit la închisoare Lucescu? Da. Nu cred așa ceva. Dau cuvântul meu. Mircea Lucescu a venit la Rahova, la închisoare, da, să te viziteze? La închisoare? Da. El și Coandă. Doamne, ce oameni, măi, băi, ce oameni. Și Dragnea... Băi, uite, mi s-a ridicat părul pe mine. Deci, stelistul Gigi Becali a făcut hârtie, dar FCSB-istul, hai ca să respectă, da. Stai, uite-te puțin, mi s-a ridicat părul, uite, pe cuvânt. Deci, FCSB-istul Gigi a făcut hârtie și a încercat să te ajute. Mircea Lucescu, a venit Dita mai Mircea Lucescu, te-a vizitat la închisoare și oamenii cu care ai lucrat atâția ani, ți-ai lăsat familia deoparte, lasă că n-a venit nici femeia de servici. Un telefon nu ți-a dat nimeni? Comandantul clubului, CS, nimic? Nu. Cum îl cheamă? Nici nu mai știu cum îl cheamă. Eu nu-ți popa. Da, niciun telefon cu care ai lucrat mână în mână, nu? Bă, băiatule, bă, Doamne, ce lume, bă, bă, ce ha, oameni, bine, nu, bă. Orea, nu m-a deranjat așa de tare. Hai, mă, Dane, bă. Orea, vrei să spun ceva? Am ajuns în... într-un anumit punct în care mi-am dat seama că trăim într-o lume care pe fiecare îl interesează doar de el și nimic altceva. Să-și facă interesul și nimic altceva. Cum a fost întâlnirea cu Mircea Lucescu?
Da. Tu știi foarte bine că eu am spus-o și o repet. Eu îl consider ca un tată al meu. Sincer, nu mă așteptam să vină. Chiar glumeam. Făceam o... și spunea că, bă, a trăit până la anii ăștia și am fost de două ori la pușcărie. Odată să-l văd pe Copoș și a doua oară să-l văd pe tine. Sper că nu mai vin niciodată să mai văd pe nimeni. Așa ți-ai zis la... Da, așa mi-a zis, da. A fost emoționant? Dai seama. Nu mai văzut pe nemicea de un an de zile, cred. Când te-a văzut, ce ți-a zis? Ce faci mai aici, a? Cum ți-a zis? Ia, cum ți-a zis primul lucru? Ce ți-a zis primul lucru? Că te-ai făcut la viața ta, ai ajuns la pușcărie pentru un carnet. Adică la câte trăznăi, da, la câte nebunii am făcut, da. Zic, asta e nervi. Dar apropo, fac doar o scurtă paranteză. E adevărat ce spunea legenda că tu ai fost și în Grecia la pușcărie pe vremea lui Bardionel sau în minciună au fost invenții ale presei? Nu. Am fost și acolo două luni jumate. În Grecia, nu? Da. Ai stat efectiv în închisoare în Grecia două luni jumate? Nu, în închisoare am stat vreo 3 săptămâni. A, deci ai fost și acolo. Da. Am înțeles. Deci nu, eu am crezut că e o legendă, sincer. Nu. Atunci când a fost problema cu Vardenoian, când am fugit eu și am venit în România și m-au dus înapoi forțat. Mm-hmm. Da. A, deci ai stat 3 săptămâni și atunci la închisoare, cum ar veni, nu? Da. Aha. A stat o lună jumate pe arest. În Grecia e tot așa, e o lege. N-ai voie mai mult de 2 săptămâni să stai. Aha. Arestat. Aha. M-a ținut o lună jumătate, aproape 2 luni. Aha. Da. Bun, păi bine, m-a dus la pușcărie până am semnat că renunț la bani și după aia m-a scos. Așa a făcut? Da. A, de-aia te-a pus să semnezi? Așa de puternic era Vardinoianis? Păi Ceaușescu în România era copil mic pe lângă Vardinoianis. Și la câți bani ai renunțat atunci? Îți mai aduce aminte? La câți bani a vrut să renunți? Păi am renunțat la 800.000. A, și după ce ai semnat, gata, nu? Ți-au dat după drum? După ori mi-a dat drum. Zice că la el, la casă. Atât de puternic era Vardinoianis? Adică te-a băgat în pușcărie ca să renunți la bani? Nu, m-a băgat în pușcărie, dar de faptul că am dat în el. A, l-ai bătut pe Vardinoianis? Păi nu, i-am dat așa un cod de palmă, mi-a pus pistolul la cap. Și el ți-a pus pistolul la cap? Da. Mamă, nebun ești tu. Doamne, ce viață. Nu vrei să scrii o carte? Eu vorbesc serios, vorbesc fără cum mă vorbesc. Nu vrei să facem o carte la un moment dat? Face. Acum, ai dat o palmă lui Dita mai Vardinoianis? Așa nebun erai? Știai că e cel mai puternic om din Grecia? Om. Ce era dreptul meu, mă forțează pe mine? Eu jucam unde vreau eu. Nu unde vrea el. Da, nu știu. Și ți-a pus... istorie, mă... Și ți-a pus pistolul la cap? Da, mi-a pus pistolul la cap. M-am jurat, eu nu știam că el înțelege română. În sfârșit. Așa, și ai semnat 800 de mii că renunți și deci, nu, n-au vrut să semnez prima dată. Da. Cât am stat în arest și după aia m-a dus la penitenciar, la Coridalo. Și dai seama, venea soția la 2 zile și îmi spunea, bă, semnează. Zic, nu semnez, dacă semnez, nu mai dă niciun bani. Și mă ține și aici. Nu că mi-a promis că dacă semnezi, îți dă drum. Până la urmă am zis, bă, fai să o văd și pe asta. Ori am semnat o foaie A4, uite așa, albă. Nu, și nu așa de frumoasă. Nu cu... așa de frumoasă. Nu atât de calitativă, nu? Așa? Am semnat jos de aici și după o oră m-a strigat că sunt liber, să mă duc acasă. Deci era mai tare decât Ceaușescu. A? E corect? Era mai tare? Dacă nu mă înșel, pe vremea aia, 90 era al 8-lea om din lume la bani. Ma. Bun, hai să ne întoarcem înapoi. Cum a fost cu Nea Mircea? Cât a stat Nea Mircea? O oră, că atât are voie. Da? Cum a fost emoționant? Ați râs, nu? Ați dat-o... Eu îi mulțumesc mult de tot pentru efortul care l-a făcut de a veni să mă vadă. Dar l-am simțit că nu e în apele lui. Că până la urmă, da, se uită toată lumea aia la tine ca la urs. Da, nu se simțea el lejer așa. De-aia, la un moment dat, cu 45 de minute, i-am nemice, ai duceți, vă mulțumesc frumos că ați venit. Îl vedeam că se simțea stingher acolo, nu era... Nu era locul lui, nu? Nu locul lui acolo. Da. Gardienii, autografe, ceva? Da, dai seama, au sărit pe el, aia, toți acolo. Greșisem undeva, nu știu unde am greșit pe cerere,
Da. Numele lui Ando. Așa. Dar l-au lăsat să intre până la. Aha. Și până aici o să are gardienii? Da. Poze, ă? Ce am disperat acolo. Ce e, să facă poze, da, autografe, da, nebunie, ă? Da, nu. Sper să nu, sper, îi promit că nu o să mai vin acolo să mă vadă. Ia. Bun. Dane, cum a fost prima noapte la închisoare? Aia, prima. Trebuie cum a fost prima săptămână. Bine, prima săptămână. Păi, prima săptămână, cam, nu, vreo 4 zile n-am dormit deloc. Da? A, după aia știi cum e, Horea, ușor, ușor te adaptezi, n-ai ce să faci, trebuie să trăiești. Da, trebuie să respiri. Trebuie să respiri. Am început ușor, ușor să ieși la plimbare, că n-am ieșit deloc 4 zile din cameră. Știi cum acum sunt steliști, dinamoviști, rapidiști? Și hai să-ți mai spun ceva, Horea. Da. Uite, pe calea asta, în primul rând și în primul rând, scuze-mă, vreau să-i mulțumesc lui Gabi Ionescu și lui domnișoara Ingrid, avocații care m-au reprezentat. Le mulțumesc frumos. Știi cum te simți în pușcărie să vezi că galeria Rapidului, galeria Stelei, prin interpuși, spune, bă, dacă ai nevoie de orice, spune-ne. Uite. Ăștia pe care îi iau și zic toți că-s nenorociți, ăștia, da, și cum știu, da, da. Oamenii ăștia care de fapt, da, au care de fapt ăștia au suflet. Da, da. Uite, deci, și Boagiu și Mustață. Bocciu. Bocciu, așa, scuze-mă, și Bocciu și Mustață. Nu cred așa, nu-mi vine să cred ce-mi povestești. Jur. Mustață chiar a venit în vizită la un prieten de-al meu și m-am dus și eu, m-a chemat și pe mine. Și stelist. N-am primit un telefon, l-am uvis. Nu-mi vine să cred ce-mi povestește. Crede-mă, e cea, una dintre cele mai șocante emisiuni la care, pe care eu o fac. Deci nu-mi vine să cred. N-ai primit un telefon de la un dinamovist? Nu. Colegii tăi? A, la, ți-am spus, în afară de Ando, care a venit fizic, care a venit și Dragnea, în rest n-am primit un telefon. Dar n-au dat un telefon soției. Lasă, nu mie, că poate... Mie n-aveau cum să mă sune, da, cu toate că telefonul meu a fost deschis non-stop. Dar ce au, mă, oamenii cu tine? Adică ce le-ai făcut oamenilor? Păi nu știu. Da, întreabă, de ce mă sună steliști și rapidiști și nu m-a sunat nimeni unde am muncit? Vorba lui Mitică, dragă mâine, cred că nu știu cum să scape de mine mai repede. Bun, și Mustață și Bocciu ți-au transmis că orice ai nevoie... Orice am nevoie... Mâncare, orice... Orice! Da. Orice. Deci galeria FCSB-ului și galeria Rapidului, da? Da? Bocciu săracul care e unde, da, e pentru niște torțe, vezi, doamne, da? Marele pericol public. Da, mare, bă, da, și ăla, mare, da. Și acolo nu înțeleg de ce au făcut chestia asta. De ce nu arestează jandarmii? Că intră ăla înăuntru. A, de ce nu arestează pe jandarmii? Păi care... Păi este normal, care păzește stadionul. Păi îl arestezi pe ăla, păi ăla... Știi cum e și la pușcării, mulți își fac rost de telefoane. Te-i faci raportul ăla că îl prinzi cu telefonul. Da, caută să vezi cum a ajuns telefonul ăla. Se acoperă, sistemul se acoperă. Da, păi, ori, de-aia nu-ți facem nimic. Da? Ce face? Ne acoperim unii pe alții. Mai nou îți spun că și mie mi-a făcut ce mi-a făcut ca să îl protejeze pe unul anume. Am spus, vorbim mai mult peste o lună. Deci ți-au făcut ce ți-au făcut ca să-l protejeze pe unul anume? A, așa spun. Păi bun, și de ce ți-au făcut ție asta ca să-l protejeze pe ăla? Păi nu știu, că vezi, doamne, că dăunam imaginii lor. Politic? Da, hai să vezi. Băi, ok. Bun, așa. Hai să ne întoarcem la, zilele de acolo. Deci 4 zile n-ai dormit? Nu. Primele 4 păi zile? Păi nu poți. Dar, sincer, ai plâns? Horia, nu. Vă jur, cu toate că am auzit că s-a spus la televizor că am plâns și că... Nu, n-am plâns nicio secundă. Uh-huh. N-am plâns fiindcă acolo stai cu unii în cameră, nu poți să plângi. Dacă ești moale... Mai, la pușcărie nu poți să plângi. Uh-huh. Și aici nu plângeam dacă nu...
Da, nu, aminte de ești om. Aminte chestii, da. Ești om, Dane, stai. Asta arată că ești puternic, că ai plâns, nu înseamnă că ești slab. Hai să fim serioși. Că ai plâns aici, n-ai plâns acolo. Știi, bun. N-am, chiar anumiți prieteni, în ghilimele, că nu pot să spun că sunt prieteni, nimic, acolo i-am cunoscut. Spuneam, unde te spun ăștia că plângi, mă, că tu nu plângi deloc. Păi zic, eu știu, întrebați-i pe aici. Da. Bun. Că te-a dus pe secția 4, ai zis, nu? M-a dus pe secția 4 să faci o comisie. Și pe secția 4 ai rămas? Nu. Când m-a dus pe secția 4, după aia s-a făcut o comisie în care, în funcție de cât ești condamnat, îți spune, ești la deschis, semideschis sau la închis. Și pe tine la ce te-a dat? Păi, la 7 luni în dezmădea. La liberi. La deschis. La deschis, da. Bun. Nu era gata secția 8-a, că încă nu o terminase. Am stat pe a 4-a vreo 2-3 săptămâni și ne-am mutat după aia pe a 8-a. Bun. Pe a 8-a... Cum erau condițiile în a 8-a? Hurea, în afară faptul că stai 24 în cameră. Da? Păi de ce? Nu ieși afară să te primi? Nu. Ba da. Te lasă să ieși de la 8 la 12 și de la 2 la 5. De la 2 la 6. Aha. Ești liber în curte. Aia e o curte mare, nu mai sunt gratis. E ok, acolo chiar poți să spui că... Da, ca să ajungi acolo trebuie să ai pedeapsă sub un an. Sau să mai ai de executat un an. Uh-huh. Altfel, n-ajungi. Ești acolo la semi-închis sau închis? Da. Și... Bun, secția 8 unde ai stat cel mai mult, cu câtă lume ai stat? Cu câți colegi, cu ghilimele ai stat? Câți erați în cameră? 24 erau... 5 camere, eram 120, 127. Nu, în cameră, câți erau? 24. Deci ai stat cu încă 23 de deținuți? De colegi, ca de să zic colegi, așa. Da. 23, da? Am înțeles. Ai avut vreo problemă vreodată, vreo secundă? Nu. Să se dea vreunul la tine? Să știi cum mai încearcă unii să... Ți-am mai spus și datorită fapt, poate și cam vrând nevrând, cunoscând multă lume afară, nu... Să știi că în pușcărie la ora actuală au început să respecte anumite chestii care înainte nu se respectau. Uh-huh. Și-au dat și ei seama că, ok, nu sunt toți care ajung la pușcărie, fac neapărat ceva grav. Uh-huh. Sunt foarte mulți contabili, avocați, nu neapărat infractori care... Da, doamne... deci ai fost coleg și cu avocat și cu... Da, da, chiar am avut și doi contabili, un aviator, și zugrav, și hoți, toate națiile, că ți-am spus. Ai avut că... și hoți, a? Da, când ajungi. Și, surprinzător așa, din momentul când m-am predat eu, în două săptămâni... Nu. Într-o lună, cam într-o lună așa, cred că au venit 20 de inși cu permise. Cred că eu am fost primul și da, după aia... Da, s-a dat cep. S-a dat, a zis, pe ei da, și pe ei, da, da, da. Dar hai să spun ceva. Erau băuți, drogați la volan. Nu era niciunul care zici că n-a făcut nimic. Da. Da? Uh-huh. Dar s-a spus foarte mulți arestați pe chestia asta cu permisul, care, curea, suntem singura țară în care te condamnă pe chestia asta. Cu permisul? Da, suntem singura țară din Europa. Eu chiar când, în instanță, când m-a dus prima dată și până să rămână definitivă, eu i-am spus judecătorului, mă, atâta timp cât nu faci o faptă gravă, nu omori pe nimeni, nu ești băut, nu ești drogat. Tu era mai normal să-mi dea o amendă penală? Să plâng că nu sunt bani la buget, nu? Da. Ducându-mă la pușcărie, statul nu cheltuie bani cu mine? A, da, nu câștigă nimica. Da. Da, oare, o să spun eu. Cam aici e buba lor, că de aici câștigă. Ei nu câștigă dacă te dă-ți amendă penală. Ei câștigă dacă te trimit la pușcărie. Serios vorbești? De ce? Păi... Nu cred că poți să mănânci 3 zile la rând din ce îți dau ei să mănânci. Serios vorbești? Adică nu poți să mănânci pur și simplu mâncarea? Adică ce mâncai, de exemplu? Da, îți dă o ciorbă. Da? Lungă?
lungă, nu, spun o super lungă, da? Așa, care carnea n-a văzut-o, da. Așa, și după aia mai dă o mâncare de cartofi, niște fasole care mai bine le folosești ca cartușe, că nu poți să le mesteci, uh-huh. Și cam atât. Doamne, deci nu pot să cred. Da, bine, ți-am spus, poate nu sunt de vină neapărat, că nu-i deținutul de vină aici. Dar ți-am spus, e dezordine, nu-i interesează pe nimeni nimic. Deci și mâncare, acolo... mâncarea este îngrozitoare, a? Da, da. A? Deci fasolea nu poți. Dacă da. Te duci la pușcărie și nu ai cine să vină în vizită, să te aducă pachet și să-ți pună bani... Ești terminat? Mori. Mori? A, mori? Păi nu poți să supraviețuiești. Ce-ți dă ei, n-ai cum. Adică mori? Asta e. Bă, n-ai cum, mor de foame, ce Doamne iartă. Faci ulcer, Doamne iartă. Da, te cureți, cum ce se zice. Ce cureți? Nu poți să stai trei luni să mănânci numai ce-ți dă ei să mănânci. Dacă nu ai cine să vină să te caute, să-ți pună niște bani, să faci cumpărături de la magazin, n-ai cum. Pâinea ca piatra? Nu, Doamne ferește, pâinea chiar... Da, doar pâinea era bună, nu? Doar pâine. Păi mâncau 3-4 pâini pe zi. Eu nu știu dacă am mâncat o pâine cât am stat ales. Uh-huh. Păi arăți bine, văd că ai da, mai slăbit. Da, mai slăbit, da. M-am greșat încă. Da, normal. Bun, dar, ai... Da, te rog, te rog. Dar nu poți, n-ai cum. Deci mori, nu? Sunt foarte multă lume amărâtă care... N-ai... Mor cu zile, ce ajungi, da? Da, mă mor de foame. Da. Bun. Ai muncit în perioada asta? Oare, ți-am spus, n-am. Eu personal, celor care lucrează la Pentriceal, la Rahova, inclusiv domnul director, n-am ce să le reproșez. Doamne ferește, mă da. Bate bunul Dumnezeu. Da, am fost monitor sportiv pe secția 8. Deci, bine, asta așa, nu... Îi scoteam, jucam în fiecare de tenis cu picior. Da? Când ne lăsa să avem minge, fiindcă dacă se spărgea mingea, m-am rugat 6 luni de zile, am zis, bă, vă dai o donație 10 mingi, lăsați-mă să le aduc. Nu m-au lăsat. Iar așa, asta nu înțeleg. Vorbesc serios? Ori azi, dau cuvântul meu de onoare, am zis, bă, vă aduc eu, donez eu 10 mingi la penitenciar. Nu se poate. De multe ori am stat și 2 săptămâni când aveam minge, cu ce să mai jucăm. Pe mine nu m-a lăsat niciodată să... La vizită. Mă, zic, aduce filmul la vizită, că acolo când vin la vizită... Poți și de ce? Aici. Ce ți-au zis? Că... Nu se poate. Și nu m-au lăsat. Cum? Nu v-ați lăsat să aduci o minge? Să nu. Faci o donație de o minge? Nu. Păi și nu ți-ai explicat de ce? Ca așa e regula la Rahova. A, deci decât să ajungi la Rahova... Na. Da. Multă lume fuge de Rahova. În schimb, acum, în ultimul timp... au început judecătorii și comisia din penitenciar să fie mai ok. A început să le dea drumul la foarte multă lume. La, ți-am spus, și aici e mult de muncă cu comisii. Sunt niște comisii care au loc înăuntru acolo, care nu le înțeleg rostul, dar nu mă depășești, nici nu da. Vreau să știu că nu mai doresc să ajung acolo. Ce-i, apropo de asta, că nu mai dorești, ce e cu dosarul ăsta care l-ai? Explică-ne puțin, că am văzut în presă că iară, prietenii între ghilimele, da, orea, bucurie cu, cât ascultă, casa. Da. Dom'le, are alt dosar! Ăsta, infractorul ăsta, uite, are alt dosar. Ce e cu dosarul ăsta? Adică riști? Sau ce? Despre ce e vorba cu dosarul ăsta? E asta vor să facă acum, rămâne de văzut. Fiindcă... Ce vor să facă? Să te bage iar acolo înapoi? Nu știu ce vor. Eu, chiar dacă aș dori într-o zi, tot așa, dacă avem jumătate de oră... Cum să nu? Să vin cu avocata și să arăt ceva. Eu, când vine milițianul, domnul polițist, mă scuzi, și mă legitimează pe trotuar, mașina e parcată. E așa vrea să-mi facă mie un nou dosar. Mașina fiind în parcare, eu pe trotuar. Nu ca, e un dosar, nu? Că am tot văzut, da, nu? Da, da, e... Nu-i terminat încă. Încă se mai adună probe, încă se mai fac... Ți-e frică că riști iară să intre la închisoare?
Fără mașină la orice. Serios? Chiar mașină la orice, nu. Numai că asta e. Acum, dacă ei consideră, fiindcă eu tot încerc și le spun, bă, de câte ori am fost la volan, am recunoscut. N-am zis niciodată că nu. Bă, dar nu poți să-mi faci un dosar în care eu sunt afară din mașină. Și mașina am parcat. Așa ți l-au făcut, ți-l instrumentează pe ăsta? Așa cum îl instrumentează pe ăsta. Adică... Să vezi că, păi sunt camerele de la polițist. Așa. Polițistul vine la mine că eu sunt pe trotuar. Și mașina la 5 metri de mine. Bun, și ce ți se reproșează în dosarul ăsta? Că am condus eu. A, că ai condus tu. Da. Dar tu ești pe trotuar. Da. Și e filmare cu polițistul care vine și tu ești pe trotuar. Da. Și el zice că nu, că ai condus tu. Și de asta vor să te bagi iar la pușcărie. Da. Ok. Bă, da, ai supărat pe cineva? Nu știu, oare, nu mă trebuie. Nu vorbesc serios, dar în serios, ai deranjat pe cineva? Bă, oare, eu știu că n-am deranjat pe nimeni. Sau chiar dacă aș fi deranjat nu știu, pe de cineva? La MEI e cineva care... Nu știu, oare, nu știu. Nu știu. Așa, ce ai vrut să zici? Că chiar dacă ai deranjat pe cineva? Chiar dacă aș fi deranjat pe cineva, eu cred și îmi doresc să cred că au coloană vertebrală și nici îmi spun mie. Acum eu dacă am ceva cu tine, ce trebuie să fac? Să mă duc să... Și să te bag la pușcărie? Și cu urmea, știi care e cea mai mare problema mea în tot acest nou dosar? Pe soția mea o bagă la mărturie mincinoasă. E soția mea. Noi suntem într-o țară în care eu nu pot să mai înțeleg nimic. Păi e nevastă mea. Ce-i vrea să declare, ce spui tu? Cum o pui martor? Da. Repet, ia. Da, deci stai, nu mai e problemă doar cu tine. Acum vânăm și soțiile, nu? Da, da, da. Am plecat și după soție acum. Da, da, a băgat-o și pe soția mea, că vezi, Doamne... Păi ce, și la mărturie mincinoasă tot așa e. Poate să te condamne, nu? Da. La mărturie mincinoasă, nu? Da, să fac o glumă proastă, mai înțeles, înțelegi? Stați de povești, stați de râs acolo. Și ziceți, bă, în ce țară trăim? A, m-auzi? Câteodată te gândești, Dane, dacă mai merită să stai în țara asta sau nu? Oare știi câți prieteni în care au plecat sau au mutat? Mulți. Da? Mulți, mulți, mulți. Soția mea îmi spune după 10 ani. Și spune, nu, 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 nu. Da. Vei pleca vreodată? Oare n-am vrut să plec și n-am să plec, fiindcă am să le demonstrez la toți că, până la urmă, nu sunt ceea ce cred ei sau nu sunt ceea ce vor ei să mă facă că sunt. N-am făcut rău la nimeni. Adică un penal, un infractor, lupul ăla? N-am făcut rău la nimeni. Nu... Poate aș fi putut să fac multe releșiuni la viața mea, dar nu. Eu dacă am ceva, îi spun omului în față. Nici de cum nu mă duc în stânga și în dreapta. Ai simțit respectul celor 23 de colegi? Ai fost respectat? În cameră? Da. Da, nu. Doamne, niște... Băieți, poate mulți cu două clase, poate mulți, ți-am spus și contabil. Da, nu, n-am ce să le reproșez. Ba, din contră, câteodată poate săream eu calul și... Dar niciodată nu au spus nimic. Deci ai avut, erai nervos, ai avut momente? Da, mai avut și momente când poate... Uite, de exemplu, pe 7 martie, când nu mi-a dat drumul... Am avut vreo oră așa de nebuneală. Da, m-au înțeles. Dar ce, și ce faci în nebuneală când ești? Păi ce, poți să dai, să trătești, să arunci. Să da, faci. Arunci, rup pe acolo, rup nu? Rup pe acolo. Da, înjuri, nu? A, și ai avut o oră de da, nebuneală? Da, am avut vreo oră de nebuneală așa, da. Dar care tot... Ce, ai dat cu pumnii în pereți din astea? Am mai țipat, ai mai, am aruncat cu saltelele, am mai... Da, nu știu și nu mai gândesc. A, deci ai avut. Pentru că te simțeai total nedreptățit. Gorea, repet, mă, dacă făceam vreo faptă în care vezi, Doamne, aș fi avut vreun, făcut vreun prejudiciu cuiva sau aia ziceam, bă, da. Dar ți-am spus, eu nu consider că fapta pe care eu am fost condamnat e o faptă care chiar te duci la pușcărie. Da? Fiindcă, repet, bă, e o problemă, n-ai voie să conduci fără permis. Ok. Da, eu cred că totuși ar trebui să țină cont și de ce conduci? Fiindcă ultima dată când m-a condamnat, chiar mă duceam la spital. M-au și urmărit să vadă dacă mă duc la spital. Uh-huh. Păi, ce trebuie să stau în casă să mor? Am greșit, ok, dar ți-am spus. Am fost conștient de lucrurile pe care le-am făcut.
Da, am și vrut și m-am predat. Greșeala ți-o asumi? Adică ești conștient că ai greșit? Da. Și hai să spun ceva. Într-un fel, poate mi-a făcut și un bine. Fiindcă, sincer, și să te rugi de mine. Acum nu mai mă urc la volan. A, gata cu volanul? Ai gata? S-a terminat cu aventura la patru roți? Nu, nu mai trebuie. Deci nu mai ai hotărât să nu mai conduci în viața ta? Nu, am hotărât că până nu îmi rezolv problema cu carnetul, nu mai conduc. Deci gata, ha? Covrigul l-ai pus în cui, nu? L-ai mâncat. L-am aruncat în garaj. L-ai aruncat în garaj, am înțeles. Deci nu mai conduci acum, nu? Deci nu, fiindcă mi-am dat seama că o plăcere pe care o ai de o oră sau poate aia, uite, fiindcă oricât de mult dușmane ai avea Horia, dacă n-au de ce să lege, n-au ce să facă. Normal. Numai că pe ăștia care i-am deranjat, eu sau care, nu știu, au găsit punctul slab aici, m-au executat. Bravo lor, să fie sănătoși. Eu vreau să vă spun un singur lucru, vreau să vă spun. Eu înțeleg și sunt de acord să se respecte legea total. Eu am fost întotdeauna un mare apărător al legii, dar un mare apărător și așa o să fiu toată viața mea. Evident că Dan a greșit. Da? Asta e, spune legea că nu poți să faci asta, nu mai avea, aici n-ai ce să negociezi. Dar eu vă zic un singur lucru. Trăim într-o țară în care chiar ne place să ne umilim legendele. Să ne umilim numele mari, să ne umilim oamenii care ne-au adus fericire, bucurie. Nu poți să uiți circul ăla de la aeroport. Nu poți să uiți circul de la aeroport. O secundă. Nu poți să uiți circul de la aeroport. Nu poți să uiți, dacă vedeți, chiar și circul când a ieșit Dan din închisoare cu acea hărțuială totală care a fost. O să vorbim imediat și de asta. Văd aici lângă mine un munte de om care i-au dat lacrimile și nu s-a mai putut abține. E clar că a suferit, e clar că s-a simțit umilit. De ce ne place să-i umilim pe oamenii ăștia? De ce ne place să-i umilim pe oamenii ăștia? De ce nu dăm niște amenzi? De ce nu facem niște bani? De ce pentru un carnet totuși să faci închisoare 6 luni și să-ți ia demnitatea și să nu uiți lucrul ăsta toată viața, să ți se pună o ștampilă, iar pe de altă parte alții care omoară drogați la volan copii și aia, după primesc condamnări cu suspendare. Când ne facem bine? Am și o întrebare, când ne facem bine? Da, așa zic, ai vrut să zici de circul de la țeaie și ai zis de circul de la aeroport. Când am venit și m-am predat, fiindcă iarăși e o problemă pe care am vrut, auzisem până să vin să mă predau, că domnule, că nu mai poate, că a fugit, că îl dă dezertor, că mă dă, Doamne iartă-mă, nu mai știu ce spune mie acum. Eu pe 2, când am aflat sentința, cu toate că 90% știam cam ceea ce se va întâmpla, am sunat la IGP la arestări și le-am spus că sunt plecat din țară. Am bilet de avion pe data de 8, pe 8 vin și mă predau. Deci nu m-a adus nimeni, nu a venit nimeni după mine, eu am venit singur și m-am predat. Iarăși, n-am înțeles, bă, dacă eu vin și mă predau singur și spun, bă, vin acasă și mă predau, 200 de inși la aeroport, zicei că, mamă, au prins pe cine și... Escobar! Escobar, dacă eram, nu... Erau atâția fotoreporteri și ziariști și poliții. Bă, de ce nu mă lași dacă... Am venit să mă predau, nu? Da. Că eu până la urmă nu puteam stau în aeroport, că aeroportul e zonă neutră. Mă dormeam acolo pe scări. Nu poți să mă dai afară de acolo. Dar dacă eu spun că vin și mă predau, pentru ce faci atâta circ? Când am ieșit la fel. Bă, dacă vreau să... Chiar dacă sunt persoană publică. Dacă vreau să vorbesc, vorbesc. Dacă nu vreau, nu pot să mă oblig să-mi bagi microfonul. Te referi când ai ieșit de la închisoare? Când am ieșit de la închisoare. Da, dar am văzut că au scris, ai bruscat o jurnalistă? Nu, Horia, chiar te rog frumos să-mi dea mea. Aia tot îmi băga microfonul în gură, că nu, că ce, că ești persoană fizică, domnișoară. Și am îngheiat-o pe brază așa. Zic, domnișoară, mă hărțuiești. N-am obligația să stau să vorbesc. Că a apărut că ai împins-o. Că ai, era un handicapat de, mă scuze băiatul, dar cred că ăștia de la știri au probleme cu capul.
Da, hai să știi cum e. Hai să vorbim frumos. Dar ora nu poți să jignești. Ascultă-mă. Ei mă jignesc. Dar nu, și pentru tine ok. Ține un ton civilizat. Ei mă jignesc pe mine. Da. Eu deci îți dau cuvântul meu deci de onoare. Deci n-ai îmbrâncit-o pe acea fată, pe colega dacă noastră. Dacă dau cuvântul meu de onoare, mă jur dacă am mângâiat, uite așa i-am făcut pe obraz. Da. Și i-am spus, de ce mă hărțuiești? Uh-huh. Eu dacă vreau să vorbesc, vorbesc. Dacă nu vreau să vorbesc, nu vorbesc. Uh-huh. Mă duceam stânga, venea după mine. M-am dus dreapta, i-am și alergat prin curte pe acolo. Da. Ha? I-ai băgat la alergat? Da. Cum adică ai alergat? Păi alergat după mine. După și tu fugeai? Da. Zigzag ca pe vremuri? Da. Driblai ca pe vremuri? Da. Bă, nici tu nu e sănătos. Păi tu de ce fugeai? Păi dacă nu mă lăsau în pace, oare, dacă un om nu vrea să vorbească, trebuie să-i bagi microfonul în gură. Își fac și ei treaba, păi, dar nu știi treaba, ascultă-mă, eu nu cred că pot. Eu aici nu o să fiu de acord cu tine. De ce? Eu sunt de partea lor. Păi ascultă-mă. Nu, sunt de partea ascultă-mă. Lor. Ia uite puțin la mine. Dacă vorbeau frumos. Da. Stăteam. Da. Vă rog stai mă că îmi spari dinții. Oh, știu. Dar ți-am zis să-și fac treaba oamenii, ascultă-mă, să știi. Ascultă-mă, meseria lor, îs de acord cu tine. Și, trebuie, și ei trebuie respectați. Ei n-au venit ca au ceva cu tine. Doamne. Ei au venit pentru subiectul, Lupu. Eu sunt de acord cu tine. Dar când am ieșit pe poartă, puteau să spună, să trimea tu unul la mine. Da. Bă, domnul Lupu, vă rugăm frumos, oricum, dați-mi nici nouă două cuvinte. Am venit aici, vă așteptăm două ore. Două cuvinte. Am înțeles. Okay, deci duci. Un haos, a fost un haos. Și, hai să spun, dacă ei vor să-i respectăm, cum spui tu, trebuie să ne respecte și ei pe mine. Da. Dacă nu vreau să vorbesc, mă oblig să vorbesc? Da. Eu sunt de acord cu ei. Bă, ok, aia, vor și ei un interviu, vrea să spui două vorbe. Da, poate dacă ar vorbi cu tine, poate eu nu eram în stare să vorbesc. Poate eram nervos, poate, Doamne ferește. Ce faci? Îți bagă microfonul la gură. Da. Dar poate faci un gest necugetat la nervi. Și tot tu ești de vină. Cum i-am făcut? Dar am spus, îți dau cuvântul meu de onoare, că am îngheiat-o pe obraj așa și i-am spus, nu mai mă hărțui. Da. Atât i-am spus. Ce ți-au zis pe aeroport când ai venit, când ți-au pus cătușele? Că bănuiesc că le-ai zis și tu, e nevoie de asta? Tu le-ai spus, nu? Și că așa e regulă. Așa ți-au zis, nu? Da. Și mă uitam și când te-au băgat în mașină, foarte dur. Știi care a fost problema și acolo? Fiindcă și în poliție, ca peste tot, sunt oameni și oameni. Unii au vrut, hai mă, să ieșim prin spate să nu ne vadă nimeni. Alții, ca să vadă ei că l-a arestat pe Lupu, a zis, nu, mergem prin față. Da. Eu știu unde am citit informațiile despre tine, în afară de fanatică, na. Noi aveam informații că vorbeam. Știi cine e foarte corect? Îți recomand să-ți descarci o aplicație. A apărut un site nou, informat.ro. E o aplicație de știri, da? Deci se numește informat.ro aplicația. Deci băieții ăia sunt extraordinari. Deci sunt mega echilibrați. Cum să spun? Nu caută scandalul. Dau și așa. Au de toate, mai înțeles? Neapărat să-ți o descarci astea. Informat.ro. Acolo m-am uitat pentru că întotdeauna i-au dat foarte corect tot ce s-a întâmplat. Și termene de proces și alea și știi. Adică, în afară de fanatic, normal, care e normal, e site-ul nostru. Și noi aveam informații la prima mână. Și nu știu dacă ai observat. Noi nici nu prea am dat de tine. Nu știu dacă ai sesizat. Da? Din respect n-am dat. Pentru că Răzvan mă suna și mereu îmi spunea, Horia, și eu ziceam, lasă-mă, nu mai dau. Scuză-mă doar o secundă. Da, fiindcă foarte multă lume mi-au spus ca și soția și băiatul să te sune, să te roage ceva, în care i-am spus, bă, nu. Ce vreau să mă roage? Pe 7 martie, când știi care a fost problema la mine? Da. Bun, doar o secundă să termin cu asta. Și asta vreau să spun, că uite-le, vedeți, deci o aplicație, informat.ro, credeți-mă. Sunt în afară de fanatic, normal. Așa, eu acum cum ar veni le fac lor reclamă oarecum împotriva mea. Dar oamenii ăștia sunt atât de corect și de echilibrat și de buni. Tot ce trebuie să citiți și dacă sunteți pe goană, pe repede, cum e acum, că nu mai e timp și toți suntem pe repede înainte, da, nu mai avem timp de nimica, dacă ești foarte ocupat și vrei să citești sinteza celor mai importante știri din politică, din sport, din mondan, din social și așa mai departe, informat.ro.
Deci asta trebuie să faceți, da? Descărcați-vă aplicația, băieții ăștia cei mai buni, cei mai profesioniști, cei mai echilibrați. Chiar fac presă oamenii ăștia de la Inforat. Iar eu citeam tot ce am citit de la ei pentru că știam că nu dau nici într-o parte, nici în alta. Sunt niște prieteni de-ai mei, dar crede-mă, nu pot decât să-i fericit. Descarcă-ți aplicația, informat.ro. Deci eu numai acolo am citit. Pentru că ți-am zis, oamenii dădeau corect, alții ai văzut, te mușcau, te alea, da, cu dosar, da, cu alea. Da. Nu, frate, dacă vroiam informație credibilă, pe informat.ro, vă sfătuiești pe noastră, descărcați-vă această aplicație informat.ro, sunt țiplă. Dau și de o parte, vezi, și din partea, nu știu, PSD-ului, ce spune PSD-ul, da, și din partea USR-ului, de exemplu, și de la ruși, și de la americani, de exemplu, da, și mai departe. Adică oamenii fac treabă, fac jurnalist profesionist și totu-i sinteză. N-ai văzut emisiunile seara, da? Îți fac a doua zi sinteză pe toate emisiunile politice. Ce a fost la Ciutacu, ce a fost la Gâdea, ce a fost aia. N-ai văzut emisiunile de sport, îți fac emisiune. Ce a fost la Digi Sport, ce a fost la Ivanoviș pe prima. Și doar totul, cum să spun, cum se zice la botul calului și totul scris impecabil și totul mega corect. Adică corectitudine și echilibru 100%. Chiar te fac să fii informat cu adevărat, băieții ăștia de la informat.ro. Scuză-mă, ce vrei să zici? Pe 7 martie, atunci când mi-a făcut recursul, mi-a trecut, am stat 3 săptămâni să-mi dea termen, că nu scria motivare. Doamne, doamne. Așa, și de ce ați vrut să mă sunați? Ce ziceau prietenii? Că să fac eu ce? Da, că nu-i normal, că... Să semnalez eu asta? Da. Și tu ce ai zis? Nu, bă, nu. Nu, mă, am spus, nu, asta e, o să, domnul, când o să vrea domnul procuror, o să facă motivație. Mm-hmm. Da. Iar să spun, nu cred că e normal, bă... Faci un recurs unui om, are și el drepturi ca și tine. M-a ținut 3 săptămâni până mi-a dat motivare. După aia mai stat 3 săptămâni până mi-a dat termen. Da, nu știu ce să zic, Dane. Nu știu, cred că cineva îți poartă sâmbetele. Uite și da, cu dosarul ăsta. Asta, mă auzi, pot să înțeleg orice, dar dacă ne luptăm cu femeile, mai înțeles? Dacă da, ne luptăm cu soțiile... Ascultă, problema mare, bă, aici ai cu mine. Ce ai, mă, cu... soția mea. Și da, Hurea, nicăieri nu mi-e soția. E rudă de grad întâi, cum o pui martoră. Da. Hai să-și citesc, ceva emoționant. E record de mesaje, cred că-s 2000 de mesaje, da, care vin. Și lumea te susține și lumea spune, te felicită că ai avut curajul să vii la emisiune, mai înțeles așa. Și fii atent ce mesaj, ăsta e emoționant, dacă ți-aduce aminte. Domnule Horea, zice cineva, dacă puteți să-i transmiteți ceva domnului Lupu, vă rog frumos, vă rog mult, mult de tot. S-a întâmplat în urmă cu mulți ani, încă pe vremea când domnul Lupu era fotbalist la Dinamo, iar Dinamo juca la Ucluj cu Universitatea. Eu, fiind un puș pe atunci, la acel meci, i-am strigat când se îndrepta spre cabine. Bă, Lupule, mai fur, bă, găi, noaptea! El m-a auzit, s-a întors spre mine și doar mi-a zâmbit. Cu siguranță nu și-aduce aminte, dar eu tot încerc de vreo 30 de ani să-mi cer cumva scuze. Da, nu exagerez cu nimica. O am pe suflet pentru că n-a fost corect ce am făcut atunci, dar știți cum e la fotbal, și de 30 de ani nu știu cum să-mi cer scuze domnului Lupu. Dacă puteți să-i transmiteți, aș fi foarte bucuros. Domnule Lupu, eu, băiatul de atunci, vă spun doar atât. Capul sus... Din punctul meu de vedere, sunteți un învingător. Îmi cer scuze, îmi dau mie lacrimile acum, îmi cer scuze pentru reacția copilului de acum 30 de ani. Cu drag de la Cluj, Levi. Îți dau lacrimile, n-ai cum, nu, Dane? Mai aduceți niște șervețele, bă, băieți, că e greu. Mai aduceți șervețele. Ce părere? Da. Fiecare om se descărca sau se descarcă cum poate. Șervețele, băieți! Eu îl iert, era un copil pe vremea. Dane, nu mai plânge. Da, frumos mesajul lui Levi. Emoționant rău de tot, a? Da. Deci, Dane, mai sunt mulți oameni cu suflet. Nu-i speranța pierdută. Bun, hai că suntem pe final. După Dănuț Lupu urmează o nouă ediție specială, voi fi eu 1-1 cu Adi Mutu, iar lucruri interesante de la Adi Mutu
vă invit să rămâneți în continuare. Ce ai învățat din asta? Ce ai învățat la pușcărie, Dane? Cu ce ai ieșit de acolo? În primul rând, cel mai important lucru e să fii om. Nu contează ce ai și ce nu ai. N-am crezut vreodată că am să ajung la pușcărie, dar... Nu, n-ai crezut asta? Niciodată? Corea. Nu, fiindcă am fost un tip, spun eu, foarte echilibrat și am știut când să mă opresc. N-am știut asta cu permisul, cu șofatul. Puțină lume știe, fiindcă după fotbal șofatul a fost a doua mea mare plăcere. A, deci îți place, e un hobby, chiar îți place să conduci. Da, da. Uh-huh. Aveam șofer și dădeam jos de la volan și mă urcam. Ce mașină îți place? Care e mașina ta preferată? Mașina... Mercedes. Cum? Mercedes. Mașina ta, care aia, Mercedes, nu? Mercedes, da. 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 Promit că o să-mi iau carne și o să-mi conduc. Cu toate că, sincer, la nebuneala care o am, datorită faptului că mă săcăiau ăștia fotoreporterii, când a venit băiatul, prietenul ăsta meu și m-a luat, am vrut să mă urc la volan. Dar am zis, Doamne, aia mai trebuia să fac. Nu cred că ai la nebuneala mea, ori ați dau cuvântul meu. Dar am vrut sănătos. Să mă urc. Tu nu ești sănătos. Ce ai vrut să faci? Să mă urc la volan. Bine, am vrut să merg până în stradă și în stradă să mă opresc. Asta te filmeze reporterii, nu? Da, da. Adică ca un gest de front, așa, da, nu? Da, da. Da, da, am zis, da, aia mai trebuie, zic, dacă o fac și pe asta. Nu e sănătos. Da, da. Pe cuvânt. Înțeleg că ți-a întins o mână marele om care e Nicolae Badea. Ce, ce vei face în continuare? Deci ești angajat, ai început treaba la domnul Badea, la echipa din Liga 4? Da. Da? Da. Da? Da. Un om, mă auzi, de ce spun asta? Eu îl cunosc foarte bine. Mi se pare un om senzațional, Nicolae Badea. Oare, eu de când l-am cunoscut am avut o relație extraordinară. Puțină lume știe. Eu cu domnul Badea am vorbit mereu. Și cât am fost la CS, să știi că m-a ajutat enorm de mult, pe care puțină lume știe. Și mulțumesc mult pentru faptul că m-a ajutat. N-a stat o secundă să gândească că soția mea l-a sunat și i-a spus că până la urmă urmei aveam nevoie de o promisiune de angajare. Așa se face. Uh-huh. La prima întâlnire cu domnul Badea i-am spus că nu are nicio obligație față de mine. Nu trebuie să mă angajeze. Și domnul Badea mi-a zis, ce să te acum? El are nevoie de mine și vrea să fac o echipă competitivă, vrea să promoveze anul ăsta dacă au șanse. Și au ce te-ai dus acolo? Ce funcție ai? Te ocupi de tot sau ce? Ești manager. Ești managerul, exact cum se numește echipa acum, că cu SC-urile astea nu mai știu. Da, nu. Fece Dinamo. Da. Fece Dinamo. Deci acum tu acolo ești, nu? Da. Ăsta e viitorul tău, nu? Da. Adică și viitorul este să promovezi. Ce gânduri aveți? Corea, după discuția pe care am avut-o și ieri și vineri cu domnul președinte, el a spus că vrea să fac o echipă care să promoveze. Știm foarte bine că sigla aia lui, aia cu câinii. Și care să promoveze până unde? Corea, n-am ajuns să discutăm. Adică nu, adică dar atâta timp cât își dorește să promovezi Liga 3 și mie mi-a spus că la anul trebuie să fac o echipă să promoveze Liga 2. Adică chiar la Liga 1 se poate gândi? Da, de ce nu? Da? Adică păi... tu în mintea ta îți pui proiectul atât de ambițios să promovați chiar în prima ligă? Pură, dacă domnul Badea își dorește, eu am să fac tot ceea ce... Poți să ajungi în prima ligă. Să ajung în prima ligă. E o problemă aici pe care am discutat-o cu domnul Badea și eu i-am spus și dânsul spune normal ar fi să existe un singur Dinamo, nu trei. Aia e o chestie mai complicată acum. Până acum unii spuneau că
Îi urez succes lui Ionuț Luprescu că să reușească. Îi urez succes sau scrâșnind din dinții îi urez succes? Sincer. Tore, n-am nimic. N-am avut nimic niciodată cu Ionuț. Și n-am nimic cu el. N-am. Știi de ce nu pot să fiu, să am ceva cu el? El e undeva în care, datorită mie, eu dacă nu făceam echipa asta de fotbal, el nu era acolo. Deci n-am de ce să fiu gelos. Uh-huh. Puteam să fiu gelos cu el dacă ar fi făcut el echipa asta, dacă și m-aș fi dus și eu să beneficiez de ceva. Nu. El știe foarte bine, eu l-am propus să fie și președinte onorific. Prima dată l-am propus pe Neamircea, n-a vrut, după aia l-am propus pe Ando și după aia l-am propus pe el. Eu l-am propus, n-am de ce să fiu gelos pe el. Nu. Gelos sunt pe alții. Am înțeles. Dumnezeu... Nu te-a sunat Ionuț, nu? Lupescu? Da. Nu, nu m-a sunat. Dar am înțeles, nu e ceva la care să ții neapărat. Am înțeles. Eu am fost la meci vineri la ei, am văzut la meci, mă duc și am să mă duc la echipa aia. V-ați salutat? V-ați salutat, nu? Nu, ne-am salutat fiindcă n-a urcat în tribună, eu am stat în tribună, el a stat jos la vestiare. Am înțeles. Eu știu că e orgolios, știu că e puțin mai aia, n-am. Nu m-a deranjat faptul că nu m-a sunat, că normal era să mă sun el, că e mai bătrân ca el. Dar n-am, chiar n-am nimic cu el. Eu îi urez succes în tot ceea ce face. Na. Am înțeles. Deci, dacă se poate, și promovați în prima ligă, dacă domnul Badea vrea dacă asta. Poate. Știi unde e avantajul la domnul Badea? Nu mai e că stai că nu ne dă bani de cantonament, stai că nu avem bani. Plus banii dânsului, face ce vrea. Deci e ambițios domnul Badea. Da. Deci vreți să promovați în Liga 3 și imediat după aia în Liga 2. Liga 2. Da. Apropo, că uite, am uitat asta să te întreb. Televizor aveți acolo, la închisoare? Ați avut televizor? Da. Ați avut? Da, dar sunt doar 16 programe și la ora 12 lungi. La cât? 12 cât? Noapte. Dar ai televizor toată ziua? Da. Deci poți să te uiți. Da. Deci ai televizor toată ziua, nu? Da. Ok. Și ți-l tai la 12 noapte. La 12 noapte. Banii trebuie, dacă n-ai bani ești terminat? Păi ce mănânci dacă n-ai bani? Bun, mesaj de final, Dănuț, către oameni. Uită-te în cameră și spune-le oamenilor ce vrei să le spui, apropo de tine și de faptul că, nu știu, lupul nu poate fi înduit. Da, nu conduceți dacă n-aveți carnete. Bravo, tare. Bine, mulțumesc mult de tot. A fost Dănuț Lupu, o ediție cu adevărat specială și extrem de emoționantă. Îi mulțumesc încă o dată lui Dan. Puțin ar fi avut, cum să spun, tăria să vină la emisiune, dar îi mulțumesc mult. Și gata, de acum intrăm în linie dreaptă, revenim la viața normală, revenim la familie. Nu te întreb, cred că a fost nebunie când te-ai întors acasă. Da. Te-au așteptat cu mâncare, cu grătare. A fost petrecere surpriză ceva sau... Nu, surpriza a vrut să mă facă soția pe 7 martie, dar a făcut mâncare, dar a dat-o la vecini. Am înțeles. Și cine te aștepta acasă? Familia, nu? Nu, în primul rând familia, care iar le mulțumesc și ți-am spus. Să știi că, Răzvan, ai un băiat, crede-mă, tu ce băiat ai? Doamne, ce băiat. Ăsta, am auzit, asta înseamnă că ai reușit în viață, nu că ai fost mare fotbal sau așa. Ai reușit în viață că ai un băiat ca Răzvan Lupu. Știi ce băiat ai? Crede-mă ce spun, mare caracter și te iubește și te respectă, crede-mă. Deci cea mai mare realizare a voastră este acest băiat, Răzvan Lupu. Dane, eu n-am văzut băiat mai bun și mai sufletist și mai minunat. Crede-mă, rar mi-a fost dat să văd așa ceva. Nu că te iubește, nu că te respectă. Ești, cum să spun, sufletul lui. L-a educat bine maică. Da. Da. Familie minunată. Ești un câștigător când ai familia asta. Ai câștigat. Indiferent ce mai vor să-ți facă. Și țin să le anunț, tot așa să le spună, aveți grijă că sunt cam singurul care am rămas însurat din generația aia de aur. Cu prima nevastă. Și eu sunt golanul și nenorocit. Da, mulțumesc mult de tot, Dănuț Lupu, îl așteptăm pe Dănuț ca și analist, închidem aici prima parte, imediat rămâneți o nouă ediție specială, eu cu Adrian Mutu,
are și Mutu o grămadă de povestit aici la Fanatic Superliga. Avem treabă multă, multă de tot astăzi. După aceea vorbim puțin și despre ce s-a întâmplat ieri în a treia parte a emisiune cu Nicolae Dică și cu Alin Buzărin. La 13:45, cam așa, vine Suflet de Rapidist cu fostul mare fotbalist Marinescu. Apoi, în jur de ora 15, Spotlight Superliga, noua noastră producție Fanatic moderată de Alin Grigore cu invitat permanent Vivi Răchită și un invitat de la Dinamo special, deci va aduce Alin Grigore, un invitat, un domn despre care s-a tot vorbit în ultimul timp, un personaj în jurul căruia s-au țesut o grămadă de povești. O să vedeți ce super invitat are Alin Grigore de la ora 15 la Spotlight Superliga. Așa că dacă vă place sportul, fotbalul, rămâneți pe fanatic.ro în direct și în exclusivitate multe ore de acum încolo. Dane, mulțumesc. Să fie într-un ceas bun. Bine te-ai întors printre noi. Salută-ți familia. Și știi cum e? Mergem înainte, Dane. Pe aici, pe mama lor. Pe aici, pe mama lor.